Mai sunt mai puțin de 2 săptămâni până când se va încheia recensământul general al populației și locuințelor. Cu toate acestea, mai mult de un sfert dintre hunedoreni nu s-au autorecenzat, ori nu s-au întâlnit cu recenzorii pe teren, din diferite motive. Unul dintre motive ar fi acela că datele transmise la recenzare ar ajunge la alte instituții, precum ANAF. Acest lucru fiind dezmințit categoric de prefectura Hunedoara. Pot spune cu siguranță că aceste date nu ajung la nicio altă instituție decât strict la Institutul de Statistică pentru diverse statistici care sunt nevoie pentru strategii, pentru fondurile bugetare atât europene cât și cele din interior, și la această bază de date nu au acces alte instituții de control, cum este de exemplu ANAF-ul, deci nu trebuie să aibă o grijă cetățenii în acest sens. Subprefectul Rințel le recomandă hunedorenilor să îi primească pe recenzorii de teren și să le ofere datele cerute, întrucât de numărul populației depind mai multe lucruri, printre acestea fiind și alocările de fonduri pentru dezvoltarea județului. Este important ca toată lumea să fie recenzată pentru statistica și pentru datele statistice pentru următorii 10 ani. Ca atare, eu invit toți cetățenii din județul Hunedoara care nu au fost încă recenzat sau nu autorecenzat să-i primească pe recenzorii acasă, să le dea datele de care aceștia au nevoie, pentru că aceste date sunt date statistice, dar sunt date și importante pentru ceea ce va veni în continuare, pentru banii care vor veni pentru dezvoltarea comunităților și pentru dezvoltarea acestor zone. Dacă nu se va prelungi perioada de recenzare, așa cum a fost în cazul autorecenzării, operațiunea se va încheia în data de 17 iulie. Conform datelor oficiale, în ziua de marți, 5 iulie, procentul de recenzare al populației din județul Hunedoara era de doar 72,5%.